mai mare târg de carieră în domeniul ingineriei s-a deschis la Universitatea Politehnică din București. Aici, timp de două zile, peste 65 de companii de profil își prezintă cele mai bune oferte de joburi sau de internship-uri, atât pentru studenți cât și pentru absolvenți. Studenții sunt încrezători că își vor găsi aici un loc de muncă bun. În caz contrar, spun că își vor deschide propria afacere. Să vedem despre ce e vorba, dacă am putea să ne angajăm undeva. Sigur, o să găsești ceva, că sunt multe și avantajoase fiecare. Sunt la Facultatea Faima, anul întâi. Facultatea de Antreprenoriat și Ingineria Managementului Afacerilor. Peste 4-5 ani aș vrea să deschid un business, dar nu știu exact în ce. Este o nouă ediție în care se simte masiv sau major pe piață criza de ingineri. Este o presiune extraordinară pe care companiile o fac asupra universității, asupra studenților universității. Nu avem suficient de mulți universități față de ofertele care sunt în piață. Sunt zeci de companii prezente astăzi și sunt încă în căutare. Multe dintre ele au fost refuzate pentru că nu au mai avut spațiu pentru a oferi tuturor companiilor. Evident, o selecție pe care am făcut-o împreună cu studenții și, evident, partenerii tradiționali în universității au avut prioritate. Subliniez faptul că din ce în ce mai mult oferta pe această piață este din ce în ce mai mare. Studenții evident caută un loc cât mai bine plătit, asta este prima opțiune, dar caută de asemenea un loc în care se poată crește cu ghilimele de rigoare, un loc în care să se poată dezvolta, în care să aibă o carieră și nu în ultimul rând, sau spune în al treilea rând, caută un loc în care visele lor să prindă aripi. Suntem universitatea ai cărei studenți au cele mai multe locuri de muncă disponibile, ba mai mult decât atât, suntem printre singurele universități care își permit să spună că absolvenții ei au disponibile locuri de muncă plătite decent. Din discuțiile pe care le-am avut cu companiile, putem să spunem că nivelul de salarizare al inginerilor este cu mult peste media națională, iar acest eveniment este un parteneriat pe care noi îl avem cu companiile de pe piața muncii, pentru că ne dorim să ținem pasul cu ceea ce ea cere de la absolvent. Pentru că cerințele se tot schimbă de la an la an. Am și un mesaj pentru elevii din România, de asemenea, elevi care în acest moment și aleg cariera. UPB este o opțiune de viitor pentru că îți poate oferi la absolvire o meserie care să existe și peste 30 de ani. Știm cu toții, cred, discuțiile despre joburile viitorului și anume că în vreo 10-20 de ani o parte din joburi vor dispărea și o să apară altele cu totul noi. Companiile vin cu oferte variate pentru tineri și urmăresc să găsească cei mai buni viitori angajați. Crystal System is offering qualified education for the students already here at the university where we offer free courses. We trained this year 500 students already. Then the second part is that we take them in to Crystal System in internship. We train them on projects. Then we hire a part of the students and the other parts of the students which we do not hire, we place them as at our partners, at clients in the Romanian industry sector, cross industry in the energy sector, banking sector, production sector and so on. Noi momentan căutăm colegi atât pe zona de inginerie, ca și angajați, cât și stagii de practică. Oferim și stagii de practică pentru studenți. Suntem deschiși la orice profil, fiind o companie de producție cu tot fluxul tehnologic. Avem stagii de internship pentru toți studenții. Avem peste 400 de joburi disponibile. În principal avem două tipuri de poziții. Una este de graduate diploma internship. Asta înseamnă că ne adresăm studenților care sunt în an terminali și prin asta îi ajutăm să-și facă proiectele de diplomă în cadrul companiei noastre, plus partea de summer internship, iar aceasta se adresează tuturor studenților, fie ei din primul an până în an terminali. În general, oferta noastră este foarte variată, ca și tehnologii, în zona aceasta de Java, tehnologii web, cum ar fi React Spectrum, React, tehnologii web. Târgul de cariere de la Universitatea Politehnică București, PolyJobs 2019, se încheie joi.